Bună seara! Mă bucur să fim din nou împreună în această zi, în această seară specială și aș vrea să vă urez tuturor celor care sunteți prezenți aici Paște fericit, sărbători fericite, pline de lumină, de bucurie, de pace. În seara aceasta am onoarea de a avea alături de mine pe dr. Elena Gabor, medic specialist în terapia subconștientului și terapia prin regresie în vieța anterioare, care a acceptat să, în urma solicitărilor voastre, în urma mesajelor, de a face această întâlnire, această discuție specială din seara aceasta și căreia aș vrea să-i mulțumesc din suflet pentru faptul că a acceptat și să-i urez bun venit! Mulțumesc frumos, Cristina! Paște fericit la toată lumea! Mă bucur tare mult că suntem din nou împreună și mulțumesc de invitație! Cu mare drag! Te rog frumos, Elena, spune-ne celor care sunt prezenți în seara aceasta. De fapt, aș vrea să începem prin a le mulțumi tuturor celor care ne-au susținut, ne-au urmărit și ne-au trimis atât de multe mesaje frumoase în urma meditațiilor pe care le-am făcut împreună, acele trei meditații de conectare, de acele meditații speciale pe care le-am făcut cu scopul de a vă ajuta să vă conectați cu acea energie frumoasă, cu acea lumină albă vindecătoare. Da, acele meditații au fost făcute ca să ne direcționăm atenția către lumea noastră interioară și conexiunea cu sursa de energie pozitivă, să ne refacem câmpurile energetice, pentru că în această perioadă oamenii care sunt afectați de coronavirus, de fapt, sunt oameni care au probleme la nivel energetic, câmpul lor energetic nu este foarte puternic și de aceea nici sistemul imunitar nu este puternic și pot fi afectați cu ușurință de această afecțiune, de acest virus, de coronavirus. Au fost niște meditații foarte reușite, foarte multe persoane s-au conectat alături de noi. Și le putem folosi în continuare. Sunt special făcute și pentru zona, exact zona pieptului, zona inimii, zona gâtului și a plexului solar, pentru că în această zonă, dacă devii vulnerabil, atunci sunt probleme la nivel energetic. Și pentru că în seara aceasta am vrea să discutăm mai mult pe această temă a călătoriei sufletului, a vieților pe care alegem să le trăim aici pe pământ din perspectiva experienței pe care o acumulăm, sunt aceste momente în care trăim astăzi, sunt alegeri ale sufletului nostru? Da, sigur că da. Tot ceea ce trăim este alegerea noastră, dar alegerea la toate nivelurile, nu numai la nivel conștient. Dacă ar fi după ce am alege la nivel conștient, cu toții am avea viața pe care ne-o dorim. Dar sunt alegeri care se fac și la alte niveluri și cu toții venim cu un scop în această viață. Ne-am creat viața înainte de încarnare. Ne-am creat infinite versiuni la această viață și din acele versiuni activăm în fiecare clipă, în funcție de vibrația noastră, diverse versiuni de viață, mai bune, cele care sunt de vibrație înaltă, sau mai puțin bune, și le activăm în funcție de cum simțim în momentul respectiv, de vibrația pe care o avem ca suflet, cât de curat suntem energetic. Și, bineînțeles, convingerile noastre influențează toate aceste lucruri. Ne creăm vieți înainte de încarnare pe baza ceea ce s-a întâmplat în trecut, în general pentru a repara anumite lucruri, pentru a învăța anumite lecții, pentru a ne depăși anumite vulnerabilități pe care le-am dobândit în alte existențe. Dr. Elena Gabor este autoarea cărții Acasă la arborele vieții,
o carte terapeutică de o valoare inestimabilă în procesul de vindecare și de inspirație pentru cei care caută să descifreze misterele conștiinței, ale vieții și ale morții. Da, asta este cartea pe care am scris-o. O carte de orele vieții. Este scrisă pe baza experiențelor cu pacienți în starea de hipnoză și am ales pacienți care au abilități foarte frumoase de a merge foarte adânc în hipnoză, de a se conecta cu nivelele lor superioare de conștiință, cu eulor superior, cu ghizilor spiritual și unii dintre ei chiar și cu sursa divină, lucru pe care eu nu am știut că îl putem face. Deci am descoperit lucruri noi pe care nu le-am învățat nicăieri, lucruri despre care nici măcar nu credeam că sunt posibile. Terapia de regresie în vieți anterioare te ajută să rezolvi probleme din vieți trecute cu care te confrunți în viața aceasta. Este posibil ca prin câteva sesiuni să putem rezolva aceste probleme într-un mod foarte simplu și mai ales să înțelegem care este sensul experiențelor prin care trecem. Exact. Prin această terapie nu faci decât să te înțelegi pe tine însăți, să înțelegi de ce ai temerile pe care le ai, de ce ai sentimentele pe care le ai, de ce ai fricile pe care le ai, de ce ai talentele pe care le ai, de ce ai trăsăturile de caracter pe care le ai. Deci, prin această terapie înțelegi foarte multe despre tine, te redescoperi. Ajungi să te cunoști pe tine însuți. De fapt, acesta era și îndemnul, cunoaște-te pe tine însuți. Tot de la divinitate era acest îndemn și de la maestrii spirituali. Și prin acest gen de terapie nu faci decât să te vindeci la toate nivelurile, nu numai fizic, dar și emoțional. Vindecarea emoțională este cel mai înalt nivel al vindecării și acea vindecare se produce în clipa în care sufletul își redescoperă nu numai de unde vine casa lui eternă, dar sursa vieții, în clipa în care are posibilitatea să se reunească cu sursa în această viață, prin această călătorie de redescoperire de sine. Deci nu trebuie neapărat să fii la un nivel ultim de evoluție spirituală ca să redescoperi ce este de fapt sursa vieții sau cine este sursa vieții și ce înseamnă să devii una cu sursa, ce înseamnă să iubești cu adevărat, ce înseamnă să iubești necondiționat. Și acel lucru îl simți în clipa în care devii una cu sursa vieții, devii una cu energia divină, măcar pentru câteva clipe, ca să înțelegi la nivel de sentiment, nu la nivel conceptual, la nivel de experiență, de sentiment, ce înseamnă să iubești cu adevărat. Pentru că în clipa în care te unești cu sursa, măcar pentru câteva minute, energia sursei, vibrația sursei începe să treacă prin tine și tu o interpretezi ca sentimente extraordinare. Este o experiență care merită trăită în această viață. Nu există păcat să plecăm din această viață fără a profita de aceste lucruri, de aceste tehnici. Este ca un fel de turning point, un punct de turnură în întreaga noastră viață, în momentul în care experimentăm acea conexiune cu divinitatea. Nu poate, nimic nu mai rămâne la fel. Da, este o experiență care merită trăită și care îți schimbă viața foarte mult în bine, te face să privești viața prin ochii divinității, să înțelegi la alte niveluri și la nivel uman ți se schimbă perspectiva ceea ce este important în viață, ceea ce este important să faci, ceea ce, pentru ce ai venit în această viață și toate ți se aliniază.
Mi-aduc aminte că unul din personajele cărții, Mia, spunea foarte frumos la un moment dat că chiar dacă avem toate bunurile materiale pe care ni le dorim, nu avem acea împlinire sufletească. Avem un gol interior și în momentul în care ajungem acasă, vedem că ne-am mirosit acest timp făcând lucruri complet neesențiale, complet nesemnificative. Dintr-un punct de vedere, într-adevăr, așa considerăm noi ca oameni, că poate ne-am trăit viața orbi până în clipa respectivă, dar niciodată nu-i târziu, pentru că poți să crești vibrațional la orice vârstă, poți să atingi țelul cu care ai venit, că de obicei se face un țel la ce nivel vibrațional să ajungi, poți să ajungi la acel nivel vibrațional și dacă consider că ți-ai irosit mare parte din viață. Nu este nicio problemă. Timpul și așa nu există la nivel subconștient și supraconștient. Important este vibrațional unde ajungi în clipa în care ieși din această viață. Ne puteți descrie din cazurile cu pacienții pe care le-ați avut diverse lecții pe care aceștia au descoperit că le-au de învățat din viețile trecute, ce au ajuns să înțeleagă în viața aceasta? Cred că cea mai importantă lecție este iubirea necondiționată. Indiferent de ce se întâmplă în jurul tău, indiferent de ce spun oamenii sau îți fac oamenii, să ai iubire necondiționată și să ierți, să înțelegi că în spatele fiecărui om este un suflet. Metaforic vorbind, în spatele. Fiecare om reprezintă un suflet și toate sufletele sunt extensii ale divinității, chiar dacă unii dintre oameni folosesc programe de gândire atât de negative, că ai spune că nu sunt extensii ale divinității, sunt altceva. Adevărul este că aceste lucruri nu se promovează foarte tare în această realitate, nimeni nu te învață cum trebuie să gândești ca să fii sănătos, ca să ai o viață frumoasă. Medicii ar trebui în primul rând să știe și să promoveze cum ar trebui să fie gândirea ca tu să-ți menții sănătatea, pentru că de fapt la nivel mental, cu programele de gândire pe care le rulezi, tu îți creezi starea de sănătate sau starea de boală, dar aceste lucruri nu sunt promovate pentru că medicina încă se bazează pe principiul lui Descartes, care n-a făcut decât să postuleze și el o teorie, iar medicina a luat-o ca principiu fundamental că mintea și corpul sunt două lucruri complet separate, că n-au de a face una cu cealaltă. Deci este complet eronat și noi am adoptat în medicină acest principiu fără a avea nicio dovadă. Iată că de-a lungul timpului, de-a lungul vieților, fiecare dintre noi s-a văzut din punctul acesta de vedere, pentru că așa ne-a fost prezentat, așa am fost învățat în școală, în societate. Da, exact. Și aceste lucruri ar trebui să le schimbăm și să învățăm și copiii noștri cum ar trebui să gândească, să fie atenți la acel ego negativ care este de fapt problema umanității. Cu toții avem scopuri și acest îndemn de a adopta iubirea necondiționată, iertarea și pozitivitatea în toate situațiile ar trebui implementat în viața de zi cu zi, să nu mai cădem în plasele dramelor pe care oamenii și situațiile le creează, să nu mai ne comportăm într-un mod care ne decuplează de la eul nostru superior, de la energia pozitivă, pentru că atunci când rulezi programe negative de gândire, te deconectezi. Degeaba crezi tu în mintea ta sau spui tu în mintea ta, eu sunt o persoană pozitivă sau eu cred în Dumnezeu, dacă tu rulezi programe negative de gândire. Pentru că, de fapt, faptele tale atunci dovedesc că tu crezi doar așa la suprafață, dar acțiunile tale nu dovedesc acest lucru. Exact. În modul acesta se și creează acel conflict minte-inimă. Da. Minte-inimă
de fapt, este între mintea umană și subconștient. Da, Și cel mai important lucru este să stăm calm, liniștiți în toate situațiile, să extragem doar ce este bun de la tot și din toate, să nu ne implicăm în conflicte, drame și tot felul de alte lucruri care ne generează stres și dezechilibru emoțional și hormonal și să ne concentrăm pe soluții și pe țelurile noastre. Să ne punem întrebări de calitate, să stăm cu noi înșine și să încercăm să descoperim ce este cu noi aici, de ce suntem aici, care este scopul nostru. Și ușor, ușor începem să ne deschidem către alte posibilități, către alte idei, către alte lucruri care, către care nu am fost deschiși poate până acum. Acceptăm lucruri noi în viața noastră. Da, în fiecare clipă avem oportunitatea de a crește și a evolua spiritual. Deci, de multe ori pacienții mă întreabă sau lumea mă întreabă care este scopul vieții. Scopul vieții este de a evolua, de a deveni o energie tot mai mare și mai înaltă vibrațional, tot mai conectată cu natura ta adevărată, pentru că astfel crești prin a simți iubire, deci prin a aduce energia pozitivă prin tine ca să o poți simți și de a da iubire la alții. Și bineînțeles să primești iubire, pentru că și acesta este un aspect important, iubirea care ți se oferă, să o primești, să o lași să vină către tine. Și astfel culegi doar ce este bun. Dacă te concentrezi pe ce este negativ, te deschizi energetic către acea vibrație și începi să o simți. Și ne dăm seama, de exemplu, când ne uităm la un film și se întâmplă ceva rău în film, ne speriem sau ne stresăm sau începem să plângem sau nu ne simțim bine. Se întâmplă pentru că noi ne-am concentrat pe acea situație și am început să extragem vibrațiile joase din ea. De aceea este important și pe ce ne îndreptăm atenția, către ce ne canalizăm energia, pentru că chiar dacă ni se pare că sunt doar niște scenarii inventate de alții, filmele, de exemplu, ele sunt porți către diverse vibrații și în felul acesta sufletele noastre se conectează cu vibrațiile acelea și extragem sentimentele negative de acolo. Am avut pacienți care au venit cu stări foarte puternice de anxietate și atacuri de panică și am descoperit că, de fapt, de exemplu, cazul unei paciente, soțul ei o forța să se uite cu el seara la filme de groază și ei nu-i plăceau, dar el fiind mai violent și mai autoritar, nu prea avea puterea să-i spună nu și seară de seară, înainte să doarmă, intra în stările acelea și noaptea avea coșmaruri, iar în clipa în care i-am zis că nu mai poate să se uite la acele filme, totul s-a schimbat. Deci este important pe ce ne direcționăm atenția. Ne direcționăm atenția pe versiunile de viață pe care dorim să le trăim, în care avem succes, sau ne concentrăm pe versiunile de viață în care lucrurile merg rău, în care se întâmplă tot felul de probleme. Deci depinde de noi și noi suntem în control tot timpul la ce fel de energie creăm, pentru că energia pe care o creăm este energia pe care o primim înapoi. Ne este oglindită înapoi ca imaginea în oglindă, iar dacă vrem ca imaginea în oglindă, adică viața noastră să se schimbe, trebuie ca noi să ne schimbăm. Degeaba încercăm și așteptăm ca viața să ni se schimbe, dacă noi nu schimbăm ce fel de energie creăm și nu ne schimbăm tiparele după care funcționăm atât la nivel conștient cât și la nivel subconștient. Tiparele acelea generează problemele de toate felurile, inclusiv în relații. De exemplu, am avut un caz cu o doamnă din Craiova, zilele acestea, am făcut câteva ședințe, într-o ședință a văzut de ce
respinge ea bărbații, de ce are o problemă cu bărbații. Relația ei nu mai mergea, era despărțită de soțul ei, nu putea să-l suporte, să mai stea prin preajma ei. Și după ședință totul s-a schimbat. Totul s-a schimbat pentru ea, iar acum este ca la început, mi-a spus, când erau îndrăgostiți unul de celălalt, s-a mutat înapoi soțul acasă și totul s-a schimbat și a rămas extraordinar de surprinsă cum se poate într-o singură ședință, deși am mai încercat ședințe de regresie cu alții, dar de data aceasta a mers foarte bine în ședințele cu mine. Super. Ce se întâmplă cu sufletele care nu acumulează energie pozitivă și nu reușesc să evolueze aici pe pământ? Dacă nu acumulează energie pozitivă, măcar să-și păstreze energia pe care o au, dar foarte mulți acumulează energie negativă și creează energie negativă cu gândurile și sentimentele pe care le generează, generând blocaje la nivel. Dacă ai gânduri negative, vei crea blocaje în zona capului și ajungi să blochezi intrarea energiei pozitive în corp și să dezvolți depresie, tulburări de somn, anxietate și așa mai departe. Ce se întâmplă cu ei? Încep să acumuleze energie negativă, încep să nu se mai simtă bine. Sau în momentul în care părăsesc corpul. Și atunci ajung să dezvolte boli și trebuie să fie atenți la cum se simt. Cel mai important lucru este, un indicator foarte important este cum te simți. Nu te simți bine, atunci este important să te întrebi pe ce mă concentrez eu acum de mă face să mă simt în felul ăsta sau ce fel de convingere am eu în momentul de față de mă face să mă simt în felul acesta și să înțelegem că gândurile și convingerile nu sunt decât unelte. Mintea este un software, mintea conștientă, mă refer, este un software, un program care poate fi schimbat, poate fi updatat, virusurile care sunt gândurile negative pot fi șterse și înlocuite cu gânduri pozitive și totul se poate face destul de ușor, dar trebuie să devii conștient, prezent, aware. Și atunci când plecăm din planul terestru, lăsăm corpul fizic aici, ce se întâmplă când un suflet nu reușește să acumuleze acea energie pozitivă? Reușește să se întoarcă în lumina de acasă? Sunt care reușesc să se scuture la momentul morții de toate vibrațiile respective, să lase toate vibrațiile în corp și să plece ca suflete înapoi la lumină. Sunt suflete care nu lasă acele vibrații, păstrează sentimentele negative și gândurile negative și pot o perioadă să rămână în câmpul energetic și mai târziu să se scuture de ele și să se întoarcă în lumină. Sunt alții care văd lumina, dar le este frică de ea pentru că au acumulat foarte multe frici și atunci ei simt acea frică care este cu ei sau acele frici care sunt energii, de fapt. Totul este energie, totul are conștiință. Asta nu înțelegem noi. Noi credem că universul nu gândește sau tot ce nu este uman sau n-are viață aparent, nu gândește, totul are conștiință în el. Și copacii au conștiință, și pietrele au conștiință, și munții au conștiință. Știu că este un pic ciudat să te gândești în felul ăsta, dar copul spatele său este conștiință, sunt suflete, de fapt. Și alții ajung să fie datorită blocajelor pe care le-au acumulat să fie trași în dimensiunile joase de existență, în acel așa zis purgatoriu, unde se duc energiile de vibrație joasă și din nou, dacă se scutură de acele vibrații, dacă se concentrează pe lumină, atât trebuie doar să faci ca suflet. Cred că acesta e cel mai important lucru, să te concentrezi pe o lumină ca soarele. Deci să folosești această imagerie
lumina ca soarele, că în clipa în care te concentrezi pe ea, tu nu faci decât ca suflet să-ți îndrepți energia și să te îndrepți către lumină, te conectezi cu ea, atunci o aduci prin corp și lumina te ridică, te înalță, te absorbe. Deci este o forță magnetică, în clipa în care te-ai concentrat pe ea, te absorbe și te-a scos din gaura în care ai intrat. Aș vrea să vă reamintesc că puteți să accesați meditațiile pe care le-am făcut împreună, le găsiți pe canalul meu de YouTube și pe canalul doamnei doctor Elena Gabor și puteți oricând să faceți aceste meditații pentru că sunt foarte puternice, vă ajută să vă conectați cu acea lumină albă vindecătoare. Aș vrea să vă mulțumesc, să vă mulțumim pentru toate like-urile, pentru toate inimioarele. Vrem să vedem aici în comentarii cum sunteți, cum vă simțiți, dacă vă place ceea ce ați auzit până în momentul acesta. Foarte bine! Aș vrea în continuare să le citesc un fragment din cartea Acasă la Arborele Vieții, pentru că mărturisesc că este o carte pe care o iubesc și care m-a ajutat foarte mult să înțeleg despre ce înseamnă această călătorie a sufletului. Și aș vrea să citesc despre cazul Iuliei, care spune foarte frumos: scopul vieții Iuliei. Oamenii sunt dominați de egoism, nu mai ascultă de natură și sunt deconectați unii de alții. Sunt deconectați de la sursă, aleg să fie orbi. Lumina lor, energia lor este foarte slabă. Ființa umană își abuzează și își dezechilibrează esența. Cei mai mulți oameni continuă să-și dezechilibreze sufletele până când și le extenuează. În acest mod, sufletele devin fragile ca niște lumânări gata să se schimbă. Așa trăiesc ei. Majoritatea oamenilor sunt deconectați. E trist. Partea lor fizică are mai multă putere decât esența lor. Redistruge lumina lor interioară. Ei sunt ca niște corpuri goale, ca niște baterii foarte slabe, abia existând. Însă, cu fiecare viață există o oportunitate. Cred că de a-ți realiza scopul vieții la un nivel mai înalt, la o scară mai largă, pentru că nu-ți pot atinge scopul cu un singur lucru, cu o singură persoană, cu un singur nivel. Nu există limită a gradului de îndeplinire, de realizare a scopului. Eu sunt aici pentru a da viață, pentru a evolua, pentru a-i hrăni pe cei flămânți. Sunt aici pentru a crea oportunități, pentru a crea conexiuni pe o scară mare, pentru a uni oamenii și a da speranță. Trebuie doar să ascult mai mult, să acord atenție celor care intră în viața mea, pentru că scopul lor este legat de al meu și al meu este legat de al lor. Trebuie să nu văd cu ochii și să fiu prezentă cu tot ce în jur și cu toată lumea din preajma mea. Wow! Da, foarte frumos! Se referea la faptul că sunt foarte mulți oameni a căror energie a fost consumată, transformată în energie negativă. Sufletele lor sunt cumva... au ajuns să aibă o energie redusă și nu este ok, pentru că acesta este scopul pentru care de fapt venim. Nu venim să facem bani, să facem case, să acumulăm tot felul de lucruri. Venim să iubim necondiționat. Aici este o mare confuzie cu iubirea. Să nu ne pierdem în lucruri mărunte, în tot felul de activități care nu sunt importante. Da, și este o mare confuzie legată de conceptul de iubire. Oamenii înțeleg greșit ce înseamnă să iubești, înțeleg din nou ca o idee, mulți nici nu știu ce înseamnă să simți să iubești cu adevărat. Și să-i ajuți pe cei din jurul tău, te oferi ajutorul. Mulți știu și o fac natural și înnăscut pentru că sunt suflete foarte evoluate care știu cum să lucreze cu energia iubirii
cei care sunt suflete începătoare nu știu, nu au încă experiența de a face față sau de a se conecta cu energia iubirii, sunt unii de la care nici nu ai cum să pretinzi, pentru că sunt la început de călătorie, de evoluție, și acolo chiar nu ai cum să pretinzi. Că este ca și cum la acele suflete, mă scuzați că vă întrerup, aș vrea să punctez puțin pentru cei care nu înțeleg din punct de vedere al nivelului de evoluție. Vă referiți la acele suflete care au trecut prin stadiul mineral, animal și acum sunt la primele vieți ca ființă umană. Pot și în acest mod. Mă refer la sufletele care sunt la începutul evoluției lor. Sufletele care se desprind din sursa vieții, inițial, când se încarnează, sunt mici, sunt doar molecule de energie, nu au nicio experiență în încarnare. Și în clipa în care se încarnează, ele sunt foarte vulnerabile și de obicei absorb curință energie negativă și își încep nivelul de evoluție de pe o vibrație joasă. Și le trebuie timp să se ridice, să se încarce cu energie pozitivă, să învețe lecții legate de ce e bine de făcut, de cine să stai aproape, de cine să te îndepărtezi, de cine să, ce energie să nu absorb, ce energie să absorb și așa mai departe. Deci ia timp și la asta mă refer, că nu ai cum să pretinzi unui suflet începător ca el să știe cum să folosească energia iubirii. Sau ce este mai bine de făcut. E ca și cum unui copil în clasa întâi tu îi pretinzi să aibă cunoștințele cuiva care este în facultate sau predă la facultate. Nu ai putem, cum. Putem recunoaște aceste suflete, cei care aleg să trăiască o viață plină de adrenalină, o viață aventuroasă, de exemplu, de curse de mașini, nu neapărat. Ceva periculos. Nu neapărat. De exemplu, noi avem o gândire care ne-am setat niște idei umane care nu sunt în concordanță cu realitatea cea adevărată. De exemplu, te gândești că dacă un suflet conducător de oști a mers și a cucerit un teritoriu și soldații lui au omorât o grămadă de alți soldați, asta înseamnă că era un suflet negativ. Nu e adevărat. Sunt suflete extraordinar de evoluate de-a lungul umanității, care au fost împărați sau faraoni sau, și care au dus războaie, și totuși ei sunt suflete foarte evoluate. Deci modul nostru de judecată uman nu este în aliniere cu eul superior. Noi suntem îndreptați către dramă. Noi suntem foarte dramatici și am adoptat și mentalitatea de victimă. Sufletele evoluează în alt mod. Important este să-i ajuți pe alții, să le oferi lecții altora, să-i ajuți să-și țină ego-ul negativ în control, să-i ajuți să nu-și dezvolte acel ego negativ, să nu devină puternic, și se crește, se evoluează cu orice fel de experiență, atâta timp cât tu ai extras ce a fost bun din experiența respectivă. Deci să găsim acea parte pozitivă în orice situație negativă pe care o experimentăm și să le vedem ca pe niște lecții până la urmă. De fapt, nicio situație nu este în sine pur negativă sau pur pozitivă. Toate sunt neutre și depinde de noi ce extragem, dacă extragem ce este pozitiv sau dacă extragem ce este negativ. Dacă un om, chiar dacă n-a făcut cele mai bune lucruri din perspectiva umană, a ales să extragă doar ce a fost pozitiv și să rămână aliniat cu energia pozitivă, atunci el va evolua. Mi-a pus cineva întrebare, chiar adineauri înainte de această înregistrare, o citeam, legată de oamenii care omoară, care fac diverse lucruri. De fapt, nu sufletul
De exemplu, dacă cineva acum intră într-o anumită stare și omoară pe alții. Aici este mai complicat. Că, de fapt, dacă tu te joci cu gânduri negative și dacă te joci cu energia mâniei furiei, la un moment dat, ca suflet, s-ar putea să... sau te joci cu alcoolul sau drogurile. La da, un moment sau preventezi medii de influență. Da. La un moment dat, cum tot inviți vibrațiile acelea prin tine, ale mâniei, vibrațiile la care te deschid drogurile, alcoolul excesiv, ajungi să nu mai poți să-ți controlezi corpul ca suflet, începi să pierzi controlul asupra lui, începe energiile celelalte pe care tu le tot inviți prin acțiunile tale să ia controlul asupra corpului tău și de obicei ele sunt cele care ucid sau fac lucrurile acelea teribile pe care le vedem noi. Și sufletul, chiar dacă încearcă să lupte, să-i oprească, să ia controlul asupra corpului, poate să nu reușească și, de fapt, nu sufletele fac lucrurile acestea pe care noi le etichetăm ca și groaznice, ci energiile cu care sufletele se implică. Aceasta este problema. Este o bătălie pentru corpurile umane și de aceea este important ca noi să avem grijă de corpurile noastre, să avem grijă de energia noastră, să nu consumăm acele substanțe sau să ne jucăm cu mânia, cu furia, cu răzbunarea, cu tot ceea ce ține de ego-ul negativ, pentru că atunci vom crea probleme. Noi suntem precum niște aparate de emisie-recepție. Dacă suntem deschiși și primim doar energii negative, informații negative, trăim într-un mediu negativ, exemplele pe care le avem sunt negative, atunci ceea ce emitem la rândul nostru este tot negativ. Da, și atunci viața noastră este în același fel, atragem probleme. Așa putem să ne dăm seama cum ne arată viața, ce nu merge în viața noastră și să ne concentrăm pe partea aceea și să încercăm să investigăm. Să ne întrebăm ce anume am atras eu, cum am atras această situație în viața mea. Să ne luăm responsabilitatea pentru ce atragem în viața noastră, nu să adoptăm mentalitatea de victimă. Pentru că atunci nu o să ajungem nicăieri, mai rău facem. De aceea este foarte important ce modele alegem să urmăm. Care sunt valorile în viața noastră, pe cine lăsăm să vorbească în viața noastră. Și poate că în aceste momente, când chiar trecem prin momente speciale, sărbătorim Paștele, avem de aproape 2000 de ani un exemplu de iubire necondiționată, de compasiune, de iertare. Și chiar aș vrea să vă întreb dacă în cazurile dumneavoastră ați întâlnit pacienți, persoane care au trăit în acele perioade când era Isus. Da, am avut pacienți care au accesat vieți de pe vremea lui Isus. Unul dintre ei este profesorul Ben, care este descris, al cărui caz este descris în carte, în care era un soldat roman și la un moment dat a realizat că este lângă o apă, că cineva îl botează și și-a dat seama că este Ioan Botezătorul și deodată așa o lumină extraordinară, o energie puternică a trecut prin el și l-a adus într-o stare extatică, corpul lui s-a arcuit pe pat datorită vibrației așa de puternice cum trecea prin corpul lui fizic, efectiv s-a arcuit ca un act electric. Exact, exact. Și mi-a spus așa, abia a reușit să spună și cu lacrimi în ochi, că este Iisus acolo și că și că îi simte prezența lui Iisus
și a fost o experiență care l-a transformat, a fost extraordinar de puternică și probabil vă întrebați cum a reușit el să simtă, pentru că în clipa în care faci regresii, tu ca suflet te extinzi din corp și mergi prin lumină împreună cu divinitatea și cu ghidajul spiritual, mergi în versiunea realității în care acea viață continuă să se desfășoare, pentru că toate viețile sunt vieți paralele, de fapt nu se desfășoară pe diverse planuri existențiale de diferite vibrații. Acea viață era de o vibrație înaltă, în clipa în care el ca suflet, profesorul Ben, partea lui de suflet din această viață, a intrat în corpul soldatului Roman, Romanus îl chema, în acea viață a intrat în corpul lui Romanus și a devenit una cu partea lui de suflet, a început să simtă, să perceapă, să vadă ceea ce Romanus vedea și percepea și auzea. Și în acel mod a reușit să simtă, să perceapă energia cu care Romanus era spălat sau în energia în care Romanus era și a trecut și prin sufletul profesorului Ben și prin corpul lui. Deci s-a creat ca un pod de legătură, ca un cablu electric ce a unit cele două surse și astfel transformarea a fost extraordinară. Viața lui Romanus s-a schimbat total, a devenit și el, a început să creadă în Iisus, a început să creadă în divinitate, în învățăturile lui și puteți citi restul poveștii în carte. Am mai avut o altă pacientă care era bărbat în acea viață și îl urma de fapt pe Ioan Botezătorul. Era unul dintre oamenii lui de încredere, i-a și dat un scroll, un papir, adică cred că erau mai multe papiri, pergamente, să le păstreze și a ajuns să fie preot într-o biserică și acolo a păstrat acele pergamente și a avut grijă de acea biserică, avea o legătură foarte frumoasă viața aceea cu viața actuală, avea grijă într-un mod extraordinar de acea biserică. În această viață lecția era să aibă grijă de corpul ei fizic, cum a avut el grijă în acea viață de acea biserică, pentru că de fapt biserica reprezenta templul divinității și corpul fizic tot templul divinității este, pentru că sufletul este o extensie a divinității. Deci noi trebuie să avem grijă de corpurile noastre, pentru că reprezintă templul sufletului, iar sufletul este o extensie a energiei divine. Și este, poate deveni un canal pur pentru energia divină, pentru divinitate, pentru Dumnezeu. Pentru că ăsta, de fapt, este scopul cel mai înalt pe care îl poți atinge prin a te conecta tot mai mult cu energia divină, prin a te conecta tot mai mult cu eul tău superior și să aduci energia aceea superbă din realitatea ultimă prin tine ca să simți iubire la nivel de sentiment tot timpul, treptat te deschizi tot mai mult, tot mai mult și poți să devii un canal pur prin care energia divină să curgă în continuu. Adică tu să ai în corpul tău, pe lângă sufletul tău, să fie divinitatea cu tine tot timpul, nu numai în momentele de canalizare a energiei divine, de channeling, în care tu te deschizi, intri, vine prin tine și după care pleacă. Nu, asta în tine tot timpul. Ăsta ar fi cel mai înalt nivel și sunt oameni care au energia divină prin ei, însă sunt mult prea puțin. Pe asta ar trebui noi să lucrăm acum. De fapt, pe asta ar trebui să lucrăm în fiecare viață, dar mai ales noi care am intrat în contact cu aceste informații, că probabil sunt vieți în care suntem foarte departe de a ajunge să lucrăm astfel de lucruri. Totul este să o facem prin intenție, adică să avem această intenție, să ne dedicăm acestui scop. Dacă vrem să ajungem la acest nivel, ca să te simți extraordinar în orice situație, că de fapt ăsta este scopul, nu să ai tot felul de lucruri fizice și tu înăuntru tău să fii gol, cum spunea și Iulia.
ideea este să ai atât de multă energie pozitivă în sufletul tău, încât să te simți extraordinar și ne putem ruga. Cui credeți? Dacă credeți în divinitate, rugați-vă la divinitate. Dacă credeți în arhanghelii Mihail și Gabriel, rugați-vă lor, că sunt și ei parte din divinitate, sunt extensii ale divinității. Deci rugați-vă sufletului dumneavoastră, eului dumneavoastră superior, rugați-vă să vă ajute să ajungeți să aveți divinitatea în dumneavoastră, cu dumneavoastră, tot timpul, să fie energia care constant curge prin dumneavoastră. Și bineînțeles, au fost și alte ședințe. Acum, foarte interesant. Mai povestiți-ne. O ședință cu verișoara lui Isus, un suflet foarte evoluat de asemenea. În acea viață povestea cum Isus este lângă ea și îi mânca mâncarea din farfurie lui Isus, asta când era copilă și avea un păr zburlit, niciodată pieptenat, și se ținea tot timpul după Isus. Și după aceea a povestit anumite secvențe, și mai ales din ultima parte a vieții, când ea era foarte pe aproape și a încercat să vorbească cu el, să-i spună că vor veni după el și el nu a vrut, a zis că este ok ce se va întâmpla. Destul de... este foarte impresionant să faci o sesiune de terapie prin regresie în viața anterioară și să descoperi că ai avut o viață pe vremea lui Isus. Da, cred că ar fi un motiv pentru care am putea să apelăm. Mulți oameni pe vremea lui Isus. Mulți au ajuns să audă de Isus sau să fie prin preajmă sau să fie afectați de în acea perioadă de viața lui. Și de asemenea, deci viețile acestea pe care eu vi le povestesc, le-am verificat prin intermediul miei. Cei care aș citi cartea o să înțelegeți ce spun acum, cei care n-aș citit o s-ar putea să nu înțelegeți, dar o să înțelegeți după ce o citiți. Am verificat aceste informații prin intermediul miei, care este un canal pur pentru maestri spirituali, iar acum este canal pur pentru divinitate. Intră în starea de hipnoză, nu mai știe nimic din ce se întâmplă în clipa în care se conectează cu mintea universală, cu maestri spirituali sau cu divinitatea, și divinitatea vine prin ea acum și am ocazia să pun aceste întrebări și mi s-a confirmat că acestea într-adevăr au fost cazuri reale și că într-adevăr erau vieți spre acea vreme. Și mi s-au dat și alte detalii. Și am avut și un pacient care se simțea, toată viața s-a simțit extraordinar de vinovat și când a venit la regresie a început să vadă tot o viață pe vremea lui Isus și treptat, treptat, pe măsură ce viața era prezentată, și-a dat seama că el era, în acea viață a fost Iuda. Intenția lui nu a fost rea, nu mai a făcut, a luat niște decizii pe care le-a regretat după aceea drastic. El a ajuns la lumină, Iuda. După ce a ieșit din acea viață, el a reușit să meargă în lumină, pentru că în sufletul lui credea în lumină și credea în Isus și i-a părut extraordinar de rău la ce s-a întâmplat. Deci lucrurile sunt un pic diferite de cum credem noi că sunt. Am avut și ocazia să întreb legat de Isus, pentru că vroiam să înțeleg dacă într-adevăr lucrurile s-au petrecut așa cum sunt expuse, dacă nu sunt cumva metafore, sau că este destul de greu. Da. Mai ales dacă că sunt distorsionate. Da, mai ales când trăiești într-o lume a științei sau când ai trecut printr-o facultate de medicină, începi să te întrebi anumite lucruri, cum ar fi posibil anumite lucruri, și mi-au fost explicate și acum mi se par foarte logice. Iisus era un suflet extraordinar de evoluat. El este de fapt parte din Alfa și Omega acum, el este de mult, dinainte de crearea acestei planete. Iisus a ajuns
la nivelul de evoluție al divinității, în sensul că putea să se unească cu divinitatea dacă ar fi dorit, dar ales să rămână pe acea vibrație și să nu se unească, și nu numai el, și alte suflete care au ajuns la acele vibrații, pentru ca ei să se poată încarna cu toată energia lor deodată. Că dacă se unesc cu divinitatea, se desprind ca molecule mici de conștiință, începător, și nu pot să aibă un impact foarte puternic. Deci, că intervine și identitatea pământului, energiile joase. Da, dacă rămân pe același nivel vibrațional cu sursa și continuă să crească, dacă alege să se încarneze cu o foarte mare parte a energiei într-o singură persoană, are niște abilități incredibile. Și acele abilități s-au dovedit la finalul vieții, în clipa în care el a fost răstignit pe cruce, el a rămas, a ieșit din corp parțial, dar a rămas în câmpul energetic. În clipa în care l-au luat jos de pe cruce și toată povestea aceea pe care o știm cu toții din religie, că a înviat, de fapt ce a făcut el, s-a întors ca suflet în corp și a luat controlul din nou asupra corpului, i-a dat viață, cu alte cuvinte, da, din nou a putut vorbi prin corp, a putut să spună toate acele lucruri pe care le știm, după care, cu acea înălțare, efectiv a început să-și ridice corpul și s-a înălțat către lumină. Da? Deci, toate sunt adevărate, pentru că el este o putere extraordinară. Și sunt și alte detalii. Vindecarea, cum se producea vindecarea, dacă într-adevăr era așa cum se spune, că venea un om care avea probleme locomotori, nu putea să meargă sau mergea în cârje și în clipa în care punea mâna pe el se vindeca. Cum este posibil? Este posibil. În acele momente divinitatea, deci Dumnezeu venea prin Iisus. Iisus era un canal pur pentru divinitate. Divinitatea venea prin el, vorbea prin el, de aceea de multe ori nu știm cine vorbește. Da? Deci nu mai știi, vorbește Iisus, vorbește divinitatea. Sau Iisus omul. Da, exact. Și vorbea divinitatea prin el, și pentru că Iisus este un suflet extraordinar de mare, în clipa în care venea divinitatea prin el și își punea mâinile sau transfera energie prin prezența sa unui om, energia aceea fiind atât de puternică și atât de multă, îl spăla pe omul respectiv ca o cascadă, ca un duș din ăla extraordinar de puternic care curăță mizeria de pe tine, și energiile, blocajele energetice erau transformate, corpul era refăcut energetic, câmpul energetic era reconstruit în acel mod și deodată nu mai aveai problemele locomotorii pe care le aveai înainte. Sau deodată problemele de vedere se rezolvă. Pentru că aici este un punct foarte important pe care noi trebuie să-l înțelegem, și în medicină trebuie încet, încet să ne deschidem acestui concept. Bolile și afecțiunile, multe dintre ele, sunt de fapt rezultatul blocajelor energetice din câmpul energetic. Și în clipa în care acele blocaje sunt curățate, boala se vindecă, problema dispare. Deci așa făceau ei vindecările, prin transfer de energie. Dar era o transformare extraordinară și la nivel emoțional, și la nivel de gândire, și la nivel sufletesc, în sensul că sufletele se conectau în acest mod cu sursa divină și atunci se explică cum deodată din soldat roman devii un adept al lui Iisus sau... Este un exemplu despre ceea ce putem face noi ca oameni. Exact, să-i urmăm îndemnul lui Iisus, exemplul lui Iisus. Iisus spunea, uite ce pot să fac eu, de fapt. Asta, ăsta este mesajul, uite ce pot eu să fac.
și tu da, ești eu pot să fac. Și tu ai aceeași abilitate ca și mine să te conectezi cu divinitatea și să lași divinitatea să vină prin tine, decât să lași energia de vibrație joasă să vină prin tine. Tu și așa curge energie prin tine tot timpul. Tot timpul curge energie prin noi. Asta este o chestiune de cum funcționează universul. Energia trece prin noi și dacă tot trece prin noi, de ce să nu lași energia de vibrație cea mai înaltă să treacă prin tine? Și lucrul acesta îl poți face prin a-ți optimiza gândirea, pentru că trebuie să-ți adaptezi gândirea cu gândirea divinității. Și aici acesta a fost un lucru pe care am vrut eu să-l descoper. Cum gândește divinitatea? Care sunt acele principii ale gândirii pe care noi trebuie să le adoptăm ca să putem invita vibrațiile acelea tot mai înalte în viața noastră? Da. Și asta care predau lucrurile pe care trebuie să le gândim. Ba, exact. Și principiile pe care să le adopți. Cum e bine să gândești? Că, de fapt, aici este problema. Sunt tot felul de informații în realitatea asta. Nici nu mai știi pe cine să crezi la un moment dat. Nu mai știi în ce direcție să te duci la un moment dat. Că, de exemplu, iubirea necondiționată trebuie înțeleasă. Trebuie înțeleasă peste tot. Atât în medicină, cât și în religie, cât și în psihologie. Trebuie să o înțelegem cu adevărat pentru a putea să ne adaptăm acelei gândiri și să ne conectăm așa cum ar trebui. Și a înțelege această iubire, de fapt, este vorba să o trăim, să o experimentăm. Numai în felul acesta putem înțelege și cu adevărat ce înseamnă. Corect, așa este. Și acum, în momentul de față, cu această pandemie, noi trecem printr-un test. Din nou, același test, testul energetic. Dacă este temporal, avem lucrare de control. Exact. Test pe care noi ni l-am făcut. Nu divinitatea ni l-a scos în cale, nu divinitatea face lucrurile astea. Noi, cu atitudinea noastră, cu energia pe care o invităm pe această planetă, prin corpurile noastre, cu energia cu care ne jucăm. Din nou ne-am jucat cu focul, din nou am făcut acest lucru și am avut o ședință săptămâna trecută cu Mia, eroina cărții, și am rugat să vină prin ea divinitatea să-mi explice ce se întâmplă, ce este această pandemie. Bineînțeles, cu toții ne dăm seama că nu ne-am deschis la o energie pozitivă. Și, bineînțeles, același lucru ca întotdeauna, ne-am jucat cu focul și am deschis de data aceasta o comunicare cu o versiune paralelă a realității și prin acea poartă sau fereastră pe care am deschis-o, au intrat aceste energii în realitatea noastră, cu care noi nu eram obișnuiți în această realitate, de aceea ne și afectează în acest mod. Și cei care sunt foarte vulnerabili energetic, și bineînțeles, când ești la o vârstă avansată, normal că ai acumulat în corpul tău tot felul de blocaje care ți-au creat bolile cronice, mai ales dacă n-ai fost foarte atent cu sănătatea ta, n-ai avut grijă foarte mare, și ei, cei care sunt foarte vulnerabili energetici, în clipa în care absorb acele vibrații sau se deschid cumva sau intră în contact cu acele vibrații, îi dezechilibrează și tu, dacă nu ești echilibrat, te poate dărâma astfel încât nu mai poți să faci față ca suflet și nu mai poți să ții controlul corpului. Și astfel ies afară din viața acele suflete. Asta se întâmplă, de fapt, este eterna bătălie între vibrațiile înalte și vibrațiile joase. Peste nu mai este cale de... Asta este problema, exact. Și depinde de noi ceea ce alegem să facem. De aceea am dorit să fac acele 3 ședințe pe care le-am făcut, ca să ne pregătim, să lucrăm pe câmpurile noastre energetice, să lucrăm pe corpurile energetice. De ce pe unii afectează, pe alții nu îi afectează? În aceeași casă. O ascultam pe Pink, cântăreața aceea de la Hollywood. Da. O știți. Spunea,
ea și cu unul din copii au făcut coronavirus, au fost în aceeași casă și au stat în același loc cu soțul și celălalt copil, ei au luat, soțul și celălalt copil n-au luat virusul. Pentru că pe unii îi afectează energetic, pe alții nu, pentru că cei care sunt puternici, din punct de vedere energetic, nici măcar nu o să simtă. Nu au efect. N-are efect acea energie asupra câmpului lor energetic. Dacă energetic ai rupturi în câmpul energetic, ai fisuri, îți lipsesc chakre sau sunt blocate chakrele, atunci devii vulnerabil. Cum poți să rezolvi lucrul acesta? Aveți înregistrările, meditați, meditați în lumină, pentru că și meditația poate fi de mai multe feluri și dacă nu folosești tehnici de conectare cu energia pozitivă când meditezi, poți fie să n-aibă efect, fie să aibă efecte care nu sunt pozitive. De aceea este foarte important să înțelegem ce se întâmplă și în timpul meditației, iar lucrurile astea nu sunt foarte cunoscute, ce se întâmplă și în timpul hipnozei, că există și hipnoză de mai multe feluri, există meditații de mai multe feluri și este foarte important să te concentrezi pe lumina aurie când faci atât meditație cât și hipnoză. Și când mergi la culcare, de asemenea. Pentru că atunci când mergem la culcare, sufletele se extind din corp, iar tu dacă îți lași corpul neprotejat de lumină, dacă l-ai dacă lăsat... Dacă n-ai o direcție anume, te culci, cum am spus, cu gândul la filmele pe care tocmai le-ai corp, e vibrația care o să treacă prin tine și acolo te și duci ca suflet. Dar tu dacă te concentrezi pe lumina aurie, tu ce faci? Îți aduci lumina în corp, lumina îți umple corpul, devine protejat, nu se mai poate atinge nimic de vibrația înaltă, nici măcar nu ajung la ea. Vibrația înaltă vibrează sus, vibrațiile joase vibrează aici, n-au cum să, nici nu o văd măcar, nici măcar nu reușesc să-ți vadă corpul vibrațiile joase și, sau să ți-l perceapă să se ducă către el, dacă ți este plin cu lumină și înconjurat de lumină. Și sufletul atunci se extinde din corp și merge în lumină. Acolo ar trebui în fiecare noapte să mergem ca suflete. Pentru că în lumină faci duș, exact ceea ce facem și noi umani, în fiecare zi trebuie să facem duș, asta trebuie să facem și ca suflete, să ne curățăm de blocaje și după aceea treci dincolo de lumină, în realitatea ultimă, unde este casa ta ca suflet și acolo se întâmplă diverse lucruri. Aranjezi lucrurile care trebuie să aranjate cu diverse alte suflete pentru ca viața ta să decurgă așa cum ți-ai dori și așa cum ți-ai proiectat, ți-ai creat de la început, cum ai dorit de la început. Pentru că toate lucrurile nedorite sunt cele care se întâmplă prin implicarea energiilor de vibrație joasă. Lucrurile nedorite sunt cele pe care ne concentrăm din dorința de a le evita. Pentru că dacă mergem cu atenția pe lucrurile pe care nu le dorim, exact acele lucruri se întâmplă. Trebuie să ne focusăm pe partea opusă, pe partea pozitivă. Atenția, îți direcționezi energia, acel lucru îl experimentezi dacă tu te tot concentrezi să nu cumva să se întâmple asta, să nu cumva să te concentrezi pe lucrul ăla să nu se întâmple, tu de fapt acolo te duci în direcția aceea, te duci. Trebuie să înțelegi că ai infinite versiuni de viață, de la cele mai frumoase la cele mai neplăcute și să-ți îndrepți energia, atenția, focusul, știind că toate există, deci asta e gândirea realistă, știi că toate celelalte există, dar nu te interesează să le accesezi și te concentrezi pe versiunea în care ți-e bine, ești fericit, te simți minunat, ai succes în tot ceea ce faci, ai relații extraordinare, ai omul potrivit în viața ta, ai o familie frumoasă și totul merge bine și te simți minunat. Trebuie să ne concentrăm pe sentimente, nu pe lucrurile pe care dorim să le avem. Sentimente, să ne simțim liniștiți, fericiți, împăcați, iubiți, apreciați și așa mai departe. În momentul în care emitem energie pozitivă și pentru cei din jurul nostru, îi facem să se simtă bine. Da, îi ajutăm, sigur, le transmitem energia pozitivă. De aceea este important să devenim persoane
care nu sunt dramatice. Persoanele dramatice se deschid la vibrațiile joase. Persoanele foarte critice. Când ești foarte critic, ești critic cu tine însăți, ceea ce înseamnă că tu ți-ai creat un război, o experiență de deconectare de la energia pozitivă, pentru că te ataci pe tine cu autocritica. Te ataci pe tine însăți și nu te accepți, nu accepți realitatea așa cum este. Trebuie să te accepți, să te iubești necondiționat, ai făcut ceva ce ai fi dorit să nu fi făcut sau ai spus ceva de genul acela. Acceptă realitatea cum a fost, da, asta am făcut, să văd ce pot să învăț din asta, extrage lecțiile, lasă sentimentele negative acolo, iartă-te pe tine însă și mergi înainte doar cu lecțiile și tot ce a fost bun din tot și din toate. Și atunci te duci pe vibrații tot mai înalte. Că altfel, carsacii cu greutăți în spinare și aceea te vor trage în jos. Wow! Și în momentul în care plecăm pe o vibrație joasă, avem o cantitate de energie negativă mai mare, nu putem să accesăm energia de acasă, rămânem în planurile inferioare. Poți, da? Tu te concentrezi pe lumină și alegi să... Că asta se face, de fapt, în clipa în care începi să meditezi. Ai o grămadă de gând, nu poți să stai liniștit, te tot miște mănâncă, te scarpinte, tot fel. Aia înseamnă că sunt blocajele în corp. Și tu poți alegi în clipa respectivă să stai și să meditezi în fiecare zi, îți pui o oră, două, jumate de oră, cât timp ai și, sau cât timp alegi să-ți dedici acestui lucru și să... îți spui în mintea ta, atâta fac până reușesc, nu mă interesează. Și atunci determinarea aceea te va ajuta încet, încet să-ți liniștești mintea, să te concentrezi pe lumina aurie și pe liniște în mintea ta și vei reuși. Dar ideea este să faci lucrul acesta, să te dedici, nu să încerci, am încercat 10 minute în a ținut, nu funcționează pentru mine. Și atunci normal că nu o să funcționeze pentru tine. Puteți urmări meditațiile pe care le-am făcut și le-am postat, sunt puse pe Facebook, sunt puse pe canalul de YouTube. În felul acesta puteți începe. Mai este una gratuită pe care, pentru pozitivitate și conectare cu lumina. Toate meditațiile mele te conectează cu lumina. Deci eu doar cu lumina lucrez. Pe website-ul asociației noastre, website-ul este hypnosisinmedicine.com, hipnozanmedicina.com, dar în engleză, hypnosisinmedicine.com. Pe site-ul asociației puteți să descărcați gratuit acea înregistrare, mai sunt altele și pe YouTube, pe canalele mele, care sunt Dr. Elena Gabor Hypnosis Hypnotherapy, este cel în engleză, și Dr. Elena Gabor Hipnoză Hipnoterapie. Pe ambele sunt înregistrări în ambele limbi. Puteți să vă abonați la aceste canale de YouTube ca să primiți și altele cum le uploadăm. Iar cartea, unde pot comanda cartea? Prin a suna la numărul de telefon 0732 763 298 și de asemenea tot pe site-ul asociației pot să citească primele cărți, puteți să citiți primele cărți, primele capitole ale cărții, le puteți citi acolo și după aceea să sunați la numărul de telefon, dar probabil că livrarea va începe după ce se termină cu carantina. Este o carte care aduce multe răspunsuri la întrebările pe care cu toții le avem. Absolut toată lumea are întrebări de genul cine suntem, de unde venim, care-i scopul vieții pe pământ, ce se întâmplă după moarte, mai supraviețuiește ceva din noi sau nu, dacă supraviețuiește ce și unde mergem atunci, ce e acolo, ce se întâmplă acolo, că lucrurile sunt de fapt un pic diferite de cum s-a portretizat până acum și în religii, și în filozofie, și în învățăturile mistice. Adevărul este în toate, dar sunt și multe informații interpretate incorrect sau înțelese greșit sau chiar intenționat schimbate și de aceea există conflicte în gândirea noastră, că ajungem să nu mai știm ce să credem și fiecare om poate să descopere acea realitate
prin a se conecta cu lumina, prin a face aceste călătorii interioare de descoperire de sine și de vindecare. De aceea am venit cu toții să ne găsim. De aia ne-am fost lăsați aici să ne găsim iar drumul înapoi spre casă. În fiecare viață asta facem. Să ne găsim drumul spre casă, foarte frumos spus. Mărturisesc că și eu, de-a lungul vieții, am fost convinsă că trebuie să fie mult mai mult decât atât. Mult mai mult decât mine era prezentat în mod oficial. Păi este mult mai mult știm în interiorul nostru, fără să fim conștienți. Știm, simțim, dar nu știm de ce știm și nu știm logic, dar știm intuitiv lucrurile acestea. Poate că este momentul acum, cu atât mai mult, să lăsăm deoparte toate credințele limitative, tot ceea ce ne-a împiedicat, până în momentul acesta să experimentăm. Pentru că este vorba despre experiența directă. Nu este nevoie să mă credeți pe mine, corect, sau pe doctor Elena Gabor, sau pe oricine altcineva. Da. Dar experimentând direct, vă puteți face propriile opinii și experiențe de viață. Experiența este una și a auzi poveștile altuia este cu totul altceva. Da. Deci este a crede când cineva îți spune un lucru, te duce până la un anumit nivel, dar avea tu experiența personală, te duce la nivel de transformare. Exact. La nivel subconștient și energetică și mentală și fizică și emoțională. Deci de aceea am venit pe pământ. Mă întreb câte vieți oare am trăit cu ascultând de acest dicton, crede și nu cerceta. Da, trebuie să știi ce să crezi. Asta este. Tingi în mintea ta că sunt aceste două extreme. Este această polaritate. Este energia pozitivă și sunt vibrațiile joase care există în această realitate. Din păcate, n-ai cum să le ocolești. Adică ai cum să le ocolești, dar n-ai cum să nu existe în preajma ta. Poți să faci așa încât să nu te afecteze. Exact. Exact. Și trebuie să începi să înveți care este vocea pe care trebuie să o asculți și care este vocea pe care să o reduci la tăcere și să o scoți afară din universul tău. Ce te face să te simți bine? Ce provoacă încredere, iubire, pace, ce-ți aduce aceste sentimente? Și atunci este ca un fir care te călăruzește până la urmă către acasă. Are de face cu încrederea în tine. Și ca să crezi în tine, trebuie să înțelegi cine ești în primul rând, să te descoperi ca să crezi în tine. Și în clipa în care realizezi că ești, ca și oricare alt om, o extensie a divinității. Da. Și dacă tu ești, la nivel subconștient, o extensie a divinității, cum are sens să te critici? Niciun sens. Și cine critică? Gândurile acelea negative care sunt... nici măcar nu te reprezintă, l-ai captat în această realitate. E un program viral pe care toată lumea îl folosește sau majoritatea oamenilor îl folosim. Din pacienții mei, de câte ori întreb, ați spune că sunteți critic sau vă iubiți necondiționat? 99,9% răspund, sunt foarte critic. Exact. Și cum vă ajută? Ei zic, păi nu mă ajută. Păi și atunci de ce sunteți critic dacă nu vă ajută? Deci facem lucruri care n-au niciun sens și n-aduc nimic bun și totuși le facem că suntem pe pilot automat. Așa am fost programați în această realitate și trebuie să ne deprogramăm. Și din păcate mass media are o mare influență în propagarea acestor convingeri descurajatoare, în a disemina panică, frică și mai ales acum vedem cu virusul corona ce se întâmplă și ar trebui să ne gândim un pic ce extragem noi din tot ce s-a întâmplat până acum, să ne concentrăm pe ce a fost bun, că sunt și multe lucruri bune care s-au întâmplat datorită acestei pandemii, lucruri bune cum ar fi faptul că
Ai am avut stat mai mult cu noi înșine. Cu noi înșine, exact. Ai avut timp să te odihnești, ai avut timp să te uiți la relațiile tale primordiale, la cele din jurul tău, cu soția, soțul, cu copii. Să facem curat în șifonier. Exact, să evaluezi, să decizi ce trebuie să faci, pentru că și acele relații pot foarte bine să te tragă în jos, să te erodeze și să ajungi să dezvolți boli numai că ai stat în prezența unei persoane sau ai ales și ai permis, ți-ai permis atât ție și celei persoane să se poarte cum s-a purtat și să te trateze cum te-a tratat și continuă să îți consume cumva energia, dar tu permiți să se întâmple acest lucru și tu poți să schimbi lucrurile acestea, să adresezi acele conflicte dacă consider că merită, dacă consider că poate să ducă la ceva bun, pentru că unii dintre pacienți îmi spun că persoana respectivă este alcoolică. Cum pot ei să îi rezolve probleme? Nu pot să rezolv probleme nimănui. Poți să încerci să-l ajuți, poți să încerci să direcționezi persoana, poți să încerci să stai acolo bucată, dar nu trebuie să te autodistrugi pentru un altul care nu vrea să asculte sau nu vrea să se redreseze. Poate sunt lecții pentru tine. De asemenea, sunt multe alte lucruri bune. Planeta. Poluarea s-a redus. Deci planeta este mult mai curată acum, în momentul de față. Începem să ne îndreptăm către a găsi soluții de vindecare în afara medicamentelor, pentru că acum, cum acest virus a apărut, nu există nicio medicație care să-l trateze, da? Și am fost nevoiți să ne îndreptăm către resursele noastre interioare de vindecare, ceea ce este un lucru foarte bun, pentru că, de fapt, în direcția asta se merge. Exact. În viitor, medicina viitorului va fi medicina în care tu te conectezi cu lumina, te cureți energetic și bolile se rezolvă. Nu va mai fi medicina aceasta promovată de firmele de medicamente cu tot felul de pastile. Sunt importante și necesare unora dintre afecțiuni, altele nu neapărat. Și deci, treptat, ne ducem în direcția potrivită. Sunt multe lucruri bune care s-au întâmplat și sunt multe lucruri rele care s-au întâmplat. Important este ce culegem noi din asta, ce lecții învățăm. Trebuie să ne învățăm lecțiile, să nu ne mai jucăm cu focul. Știm cu toții că și interese politice în ziua de astăzi și cu această pandemie și că aparențele înșală. Lucrurile nu sunt așa cum par. Viața este precum o stradă. Are o parte în lumină, în soare și o parte în umbră, în întuneric. Contează pe ce partea străzii alegem să mergem. Da, exact. Și asta va determina viața noastră. Iar noi trebuie să ne uităm la viața noastră și să ne întrebăm ce dorim să facem. Pentru că tot ce ne dorim există. Totul este să te îndrepți în direcția aceea. Ca și cum te suni în mașină, știi că sunt așa de multe drumuri, atât de multe intersecții la toate drumurile, poți să mergi în orice direcție. Asta este adevărul. Poți să mergi în orice direcție și tu ești șoferul care te decide în ce direcție îți îndrepți mașina. Deci tu decizi, nimeni altcineva nu are nicio putere asupra ta, ai liberul arbitru, iar divinitatea te susține în orice direcție vrei să mergi, atâta timp cât nu dorești să te duci în jos. Exact. Să alegem destinația, GPS-ul. Cu tine zice, dacă asta doresc, du-te, dacă crezi că așa e bine, du-te, dar sfatul este să nu te duci în direcția respectivă. Așa este. Văd foarte multe reacții, foarte multe comentarii. Vă mulțumesc că ați ales să petreceți seara aceasta alături de noi și așteptăm în continuare reacțiile voastre, așteptăm în continuare să ne fiți alături și alte teme de discuție. În mod sigur că vor apărea foarte multe întrebări și de acum încolo.
sunt subiecte care nu se termină niciodată și sunt atât de multe detalii. Și un detaliu foarte important este faptul că standardul nostru de pozitivitate este foarte, foarte jos. Noi ne gândim, păi eu n-am vrut să fac rău la nimeni, am încercat să fac ce pot mai bine, n-am dat la nimeni în cap, asta înseamnă că sunt o persoană pozitivă. Nu neapărat. Dacă așa gândim, standardul este mult prea jos așa. Noi avem abilitatea și putem să facem mult mai mult și să ne conectăm cu energia pozitivă mult mai puternic, pentru că nu degeaba am trăit toate acele vieți. Deci trebuie să ne ridicăm standardul, că putem mult mai mult decât realizăm, că știm mult mai mult, doar că blocăm acele informații cu mintea și programul acesta cu care am fost, care mi s-a făcut cadou de când ne-am născut. De aceea trebuie decandat și să ne ridicăm standardele. Să ne protejăm, să ne punem, aici iară o altă chestiune, să te pui pe tine pe primul plan. Unora li se pare că este o dovadă de egoism. Nu este adevărat. Este dovadă de egoism din partea ego-ului negativ. Deci, să te pui pe primul plan, tu ești responsabil în primul rând pentru viața ta. Trebuie să te pui pe primul plan în sensul că să ai grijă de tine, să ai grijă cu ce fel de energie te conectezi, ce program de gândire gândești în mintea ta, ce sentimente perpetuezi, ca să fii o energie pozitivă. Deci doar tu poți să ai grijă de tine din punctul acesta de vedere. Nimeni nu poate să-ți care bolile tale în spinare. Nimeni nu poate să îți vindece corpul tău. Tu trebuie să-l vindești, de fapt. Ceilalți te pot ajuta, dar vindecarea adevărată tu o faci. Și dacă tu ajungi să fii o sursă atât de puternică de energie pozitivă, atunci într-adevăr îi poți ajuta pe cei din jur. Deci doar în acest mod, să te pui pe tine pe primul plan, să ai grijă de tine, așa prezența ta îi poate afecta într-un mod foarte pozitiv pe ceilalți. Dar dacă tu ești pe nicăieri, dacă tu ești în depresie, stresat, agitat și continui să încerci să-i ajuți pe alții, numai prezența ta lângă unul care este pozitiv, din dorința ta de a-l ajuta, tu absorbi fără să vrei energia pozitivă de pe el. Și atunci cum l-ai ajutat? Nu-l ajuți. Îl debalansezi și pe el. Deci ideea este că tu energetic trebuie să ai grijă de tine și după aceea să poți să ai ce da la ceilalți, că altfel este ca și cum dorești să dai cămașa de pe tine, dar tu de fapt nu o ai. Mai ales în aceste momente, în această situație, când stăm acasă, alături de familie, alături de cei dragi, este important ceea ce noi transmitem, care este exemplul personal pe care îl oferim celor din jurul nostru. Și mai este un lucru pe care lumea îl confundă, legat de a te iubi pe tine însuți. Mulți spun, nu pe tine trebuie. Am văzut multe comentarii de acest gen. Nu pe tine trebuie să te iubești, trebuie să iubești divinitatea. Aici iară este o confuzie totală. Ca să iubești divinitatea, tu trebuie să te iubești pe tine însuți. Pentru că nu ai cum să iubești divinitatea dacă tu ești în război cu tine însuți. Deci tu dacă ești în conflict cu tine, divinitatea este în tine, este sufletul tău, este o extensie a divinității. Și atunci cum iubești divinitatea dacă tu ești în război cu tine însuți? Înțelegi ce zic? Deci, conceptual spui că iubești divinitatea, dar de fapt, faptele tale arată că tu de fapt ești în război cu divinitatea. Deci ca să iubești divinitatea, trebuie să te iubești pe tine însuți. Ca să te iubești pe tine însuți, trebuie să iubești divinitatea. Deci, Aceasta a te iubi pe tine însuți nu înseamnă nu știu ce mare lucru. Înseamnă lucruri simple. Pe te acordi atenție. Te îngrijești necondiționat. Exact. Nu să-ți accepti corpul așa cum este. Să-ți acordi o oră de răspuns, să-ți faci o baie parfumată, să aprinzi betișoare, să îți
acorzi o oră în care să meditezi, să te descoperi. Da. Corect, corect. Trebuie să ai grijă de tine din toate punctele de vedere și nu poți să faci acest lucru fără a nu te iubi necondiționat și a nu te accepta și a nu... Deci a te iubi necondiționat și a-ți crea o relație extraordinară cu tine însuți implică multe aspecte. Să te respecti, să realizezi cine ești, să ai admirație pentru tine, să ai recunoștință pentru cine ești, să te asculți, să-ți urmezi ghidajul interior. Să ai grijă de tine din toate punctele de vedere și când spun de tine, în toată complexitatea ta, să ai grijă de sufletul tău, nu să-ți faci sufletul sclavul ambițiilor tale umane, că aici iară este o problemă. Foarte mulți oameni încearcă să-și facă sufletele sclavul ambițiilor lor umane. Își folosesc energia numai în direcții care nu aduc nimic constructiv la nivel de suflet. Nu mai extenuează energia sufletului. Pentru că ei au ambiții de a ajunge nu știu unde, de a construi în viață nu știu ce. Și trebuie, aici trebuie să fii foarte atent, ca țelurile tale umane să coincidă cu țelurile tale ca suflet. Asta înseamnă să te descoperi, să descoperi cine ești. În prima parte a vieții sufletul te lasă să-ți obții ce trebuie, că dorești o casă, un apartament, să ai și tu unde sta, să ai o mașină, să ai niște lucruri importante, necesare. Dar după ce ți-ai obținut necesarul și ai o viață cât de cât confortabilă, trebuie să te îndrepți către a-ți realiza și spirituală. Suflet. Pentru care, de fapt, ai venit în această realitate. Să nu ne pierdem în materială. Un detaliu. Vreau să dau un detaliu. Observ pe mass media românească multe detalii legate de modul în care oamenii percep lucrurile și ce fel de energie diseminează. Deci văd tot felul de postări în care oamenii sunt foarte supărați pentru de anumite lucruri, că pe politicieni, că pe cum se face managementul anumitor situații, că pe anumite profesii sau așa mai departe, nu contează. Dar este foarte important oamenii să se uite la ce fel de energie implantează ei, la ce fel de sentimente implantează în alți oameni. Că dacă tu observi un lucru care nu-ți place, uită-te la el, da, este o situație care nu-mi place neapărat, care aș dori să fie altfel. Trebuie să te întreb cu ce pot eu contribui la a îmbunătăți acea situație. Pot eu face ceva în acea direcție? Pot eu să mă unesc cu alți oameni să găsim o soluție sau nu? Dar dacă eu nu pot să fac nimic, iau știrea cum este, dar dacă eu o spun într-un mod care generează și mai multă spaimă sau și mai multă ură sau și mai multă negativitate și toată lumea când îmi vede mie postarea se enervează și mai tare, se supără și mai mult. Eu nu fac decât să diseminez energia negativă și să o propag, chiar dacă intenția mea inițială era bună și chiar dacă am dreptate în felul în care evoluez, că realizez că nu este un lucru pozitiv care a fost făcut. Dar este important să ne uităm ce fel de energie diseminăm. Pentru că dacă dorim, ca într-o țară, că este vorba de România, că e vorba de America, că e vorba de Spania sau de orice altă țară de pe planeta aceasta, dorim să se schimbe lucrurile, lucrurile se vor schimba dacă noi schimbăm energia pe care o creăm în acea țară. Da, sigur. Este important în primul la acțiunile noastre. Fiecare să se uite la acțiunile lui și nu neapărat la ce fac alții. În primul rând la ce facem noi. Dacă noi vrem să fim mai buni ca alții, noi trebuie să avem grijă la ce facem noi și ce impact
au acțiunile noastre sau vorbele noastre asupra celor din jur. Exact. Mulțumim pentru toate aceste informații. Mare plăcere! Și sper că cu toții vă simțiți bine de Paști și că aveți timp să vă petreceți cu cei dragi, deși știu că nu este ca în alți ani când puteați să vă conectați cu mult mai multă lume. Să fim recunoscători pentru ce avem. Acesta este lucrul cel mai important, pentru că din atitudinea recunoștinței vom crea tot mai multe lucruri pentru care să fim recunoscători, să ne bucurăm pentru ce am avut, ce continuăm să avem. Dacă dorim în continuare să avem lucrurile acestea, trebuie să creăm tot mai multă energie pozitivă. Exact. Vă mulțumim pentru faptul că ați fost alături de noi în seara aceasta. Dacă v-a plăcut ceea ce ați văzut, puteți să dați un like, o inimioară sau să distribuiți către alte persoane care credeți că au nevoie de toate aceste informații. Mulțumesc și eu încă o dată pentru invitație. Cei care doresc să vină la cursuri să învețe toate aceste lucruri sunt bineveniți să o facă. Este multă lume care mă contactează că ei vor să învețe pentru ei înșiși ca să știe cum să lucreze. De exemplu, studenții mei acum în această perioadă de pandemie au putut lucra pe ei înșiși, au putut lucra pe membrii familiei. Altfel este când ai tehnicile, medicina nu te poate ajuta. Tu ai tehnicile și știi ce să faci în orice situație și te poți ridica. Că esențial este vibrațional unde ești energetic, unde ești, indiferent de ce boală este, indiferent de ce vibrație este, pe tine conectarea cu lumina și refacerea câmpului energetic și să fii puternic energetic te va salva din orice. Și cursurile acestea le fac la vară, în iulie, în Târgu Mureș. Sunt trei module. Unul este online, care se studiază din clipa în care se înscrie persoana la curs, și celelalte două sunt în persoană, în care lucrăm pe pacienți, lucrăm pe noi înșine. Este deja un grup mare și frumos, va fi din nou un curs extraordinar și anul acesta. Ceea ce este frumos este că studenții rămân prieteni între ei, studenții din ceilalți ani vin și ei și se cunosc. Se formează o comunitate și ai la cine apela pentru tot restul vieții tale, știi pe cine te poți baza, vor fi întotdeauna oameni care să te ridice în continuare și sunt oameni extraordinari, suflete foarte puternice, pentru că nu toată lumea rezonează, sunt oameni care spun sunt împenii lucrurile acestea, nu rezonează și e ok, nu toată lumea trebuie să rezoneze pentru că nu este momentul. Exact. Detaliile le găsiți tot pe website-ul hypnosisinmedicine.com, hypnosanmedicina.com, sau dacă nu, îmi trimiteți un e-mail la drelenagabor@yahoo.com. Ne găsiți pe Facebook, suntem aici prezente și conectarea este posibilă, suntem doar la un click distanță. Da. Vă mulțumim și vă urăm o seară frumoasă în continuare și abia aștept să ne revedem din nou. Mulțumesc frumos, sărbători fericite în continuare și vă îmbrățișez pe toți. La revedere! La revedere!